Hello, hello și bine ați revenit pe canalul meu de YouTube. Suntem în a doua zi de vacanță în Paris, vom merge să ne plimbăm, să mâncăm tot ce au francezii mai bun, pentru că se știe că sunt mari gurmanzi și dacă vă face plăcere, haideți cu noi! Puse, puș! Căutăm unde să mâncăm micul dejun. E liber, e pustiu, oamenii sunt la muncă, noi suntem în vacanță. Pe aici? Sau pe aici? Tablouri cu pisici în vitrina unei galerii de artă. Ce faine sunt! Vis-a-vis de Catedrala Notre-Dame am văzut o clătitărie și ni s-a părut interesant să luăm micul dejun aici pentru că ne plac locurile acestea cu vedere, să fie geamuri mari, să putem să ne uităm pe stradă. În meniu au tot felul de variante de clătite, cu șuncă, cu ou, cu spanac, cu ciuperci, cu pastă de roșii, un meniu foarte bogat. Și pentru mine am comandat o omletă cu ouă și șuncă, iar pentru soțul meu am comandat o clătită cu somon și spanac. Poftă bună! E bun? Excepțional! Vrem să mergem acum în gara Saint-Lazare. Din trei motive. În primul rând, pentru că nouă ne plac gările. Apoi, pentru că am lucrat acolo în urmă cu câțiva ani și vrem să revedem locurile. Și apoi, pentru că vrem să vedem cum arată Parisul la periferie. Dacă este chiar atât de curat cum este în centru, unde e plin de turiști. Doamne, de dimineață până seara sună sirenele în orașul ăsta. Nu știu ce tot caută, ce fac. Na. Hai să vedem acum ce mai sună. Cine? Cine sună acum? E unul disperat. Un disperat. Da, da. Se dați ăștia cu ne-am propus să călătorim numai cu autobuzul, numai pe la suprafață, ca să putem să vedem cât mai multe. Îmi plac autobuzele astea articulate, la fel cum îmi plac autobuzele etajate din Londra. Sunt perfecte pentru orașele mari. Autobuzul intră acum în curtea interioară a muzeului Louvre. De data asta nu îl mai vizităm, l-am vizitat anul trecut în decembrie. Dar mă bucur să îl revăd chiar și așa din autobuz. Este totuși cel mai mare muzeu de istorie și de artă din Franța. Este un simbol și pentru Franța și pentru Paris. Aici sunt cele mai importante exponate de artă franțuzești. Stația de Eroier. Foarte fain lucrată, foarte fain integrată. Ne mai plimbăm și noi pe aici pentru că avem amintiri frumoase cu gara asta, cu Saint-Lazare. Am lucrat aici în urmă cu câțiva ani și am venit să vedem ce s-a mai construit și cum arată, dar arată la fel. Foarte fain. Intrarea la peron se face numai dacă ai bilet. Pe la automatele de validare pe care n-ai cum să le sari. Foarte fain. N-ai cum să intri decât dacă ai bilet. Doar ne plimbăm prin gară pentru că nouă ne plac foarte mult trenurile. Nu avem treabă, nu plecăm nicăieri. Am venit numai să ne plimbăm, să admirăm. Foarte curată și modernă, gara Saint-Lazare este una dintre cele 6 gări mari ale Parisului și a doua cea mai aglomerată gară după gara de nord.
Ce zici, cum ți se pare? Fain? Da? E mai modernizat și mai frumos, dar e foarte frumoasă gara în sine, așa e dintotdeauna a fost frumoasă. Și toate traseele pe care le face trenul din San Lazar, dar merge numai nord-vest, parcă așa da. E, numai de partea de nord-vest, asta, nu? Pe direcția asta de nord-vest. Ok. A, da, și soarele. Mergem să bem ceva, o cafea, un suc, nu știu. Am văzut o terasă foarte faină în drum spre gară. Și vreau să ne întoarcem acolo. Ia aici, am văzut aici, hotelul Londra și New York. Eu mi-am cumpărat eșarfă pentru că mi-era rece la gât, iar tineretul merge în tricouri. Ce înseamnă să fii tânăr. Șlefuiește geamul, ce fain. Am văzut cafeneaua asta cu flori și aici vrem să mergem să bem o cafea sau o bere, nu știu ceva. Foarte faină e. Nu e așa că arată super, super bine. Super! Până la urmă ne-am luat un chablis și o bere pariziană. Da, artizanală, Galia. O bere pariziană artizanală, Galia. Și momentul adevărului, plata. Oh, la la! Și acum vrem să mergem la galeriile Lafayette. Mama mia, dar e ce nebunie, uite și pe ăștia. Mama, ia uite ce trafic. Vrem să mergem sus pe acoperiș, este un Bellevue foarte fain. Un Bellevue Trebel și sirene până nu mai poți. De sirene. Există un loc în Paris care adună la oaltă tot ceea ce are mai frumos de oferit capitala franceză. Arhitectură Art Nouveau în toată splendoarea ei. Ultimele tendințe în materie de modă și design interior. Cumpărături de la cele mai luxoase branduri din lume. Ei bine, toate acestea poartă un singur nume, Galeriile Lafayette. În fiecare an de Crăciun, aici, în mijlocul galeriei, se montează un brad înalt de 25 de metri, adică înalt cât un bloc cu 8 etaje. Este cel mai frumos brad pe care l-am văzut eu vreodată. Am făcut anul trecut vlog cu acest brad pentru că am fost de Crăciun chiar aici, în Paris. Am nimerit la articole de Crăciun, care sunt absolut superbe. Uite ce faină sunt astea. Foarte frumoasă. Vezi? Ce faină sunt. Da, cât costă e, să vedem. Vai, ce frumos e. Cât costă? 14. 15 euro. Hai să-l luăm. Nu e frumos? Da. Auriu? Auriu, da, că roșu avem acasă. Ți-ți place ăla roșu? Da. Am cumpărat podoabele pentru bradul de Crăciun în urmă cu 2 săptămâni. Am făcut și vlog cu tema asta și am ales să împodobesc bradul cu tematica nightlife, adică viață de noapte, pentru că îmi plac foarte mult culorile astea vibrante, aprinse. Ei bine, soțul meu a zis acum că nu, că el își dorește brad de Crăciun în tematică clasică, așadar am zis ok, o să facem bradul jumii-juma, jumătate nightlife, jumătate clasic. Am ajuns și pe acoperișul galeriilor Lafayette, aici unde aproape toată lumea vine să se fotografieze cu literele Paris Je T'aime, care înseamnă Paris Te Iubesc.
axul în care au fost construite aceste litere este perfect pentru că se vede în planul 2 turnul Eiffel. Și chiar comentam cu soțul meu că, uite domnule, cât de simplu, ai o terasă, pui acolo câteva șezlonguri, câteva camere, pui niște litere și toți turiștii vin și fotografiază și asta este un marketing extraordinar de bun. Felicitări! Se vede și Sacre Cœur, foarte frumos pe deal. Aici pică lumina bine. Da, exact. Păcat că nu ne lasă să ne apropiem prea mult, e cam închis pe aici terasa. Dar ok, se vede și așa. Clădirea aceasta e opera, dar e văzută din spate. Trebuie să recunosc că am venit la galeriile Lafayette și pentru celebrele macarons sunt cele mai bune pe care le-am mâncat eu vreodată. Aceste prăjiturele mici, care seamănă cu niște sandvișuri în miniatură, au apărut pentru prima dată în Italia, iar cea care le-a adus în Franța în anul 1533 a fost Ecaterina de Medici, cea care avea să devină regina Franței după căsătoria cu Henric al II-lea. Se spune că macarons erau prăjiturile ei preferate, deși pe vremea aceea nu erau umplute cu cremă. 100 de ani mai târziu, cofetarii francezi au îmbunătățit rețeta punând cremă cu diverse arome între cele două bezele și transformându-le astfel într-o delicatesă. Vedeți, au deja o poveste. Este imposibil să vii la Paris și să nu mănânci macarons. Și cât ne-am plimbat noi prin galeriile Lafayette, s-a înserat afară și ni s-a făcut și foame. Mergem să căutăm să mâncăm. Eu aș vrea să stăm să mâncăm undeva afară. Mergem să căutăm unde mâncăm. Ne-a plăcut aseară aici pe străduțele astea vechi. Dar nu e frig. Tu n-ai vrea afară să stăm? Da. Nu știu ce să zic. După ce am mers toată ziua și am stat pe afară, mai suportăm în cocină, afară? Da, poate au încălzitoare, dar... A, asta ar fi tare, să aibă încălzitoare, chiar. Dar nu garantez că... Păi nici eu nu garantez că doar nu e al meu. Să-l căutăm pe cel care avea supă de ceapă și raclete. Asta vreau eu să mănânc. Nu fondiu, raclete. Raclete, nu fondiu. Pizza. Nu vreau pizza. Hostelărie. La petit. Parcă aici avea la ăștia, țin minte că avea raclete. Vezi? Și supă de ceapă. Și tu mănânci friptură mereu, deci tu sigur o să-ți găsești ce. Au și poză cu raclete. Hai, n-arată, ăsta e aparatul de făcut raclete. Please! Ia! A venit să le ia să ne elibereze masa. Au supă de ceapă. Și au și raclete. Dar ceea ce e interesant e că au il flotant. Și asta cred că sunt buldănești, din aceea de care mâncam în copilărie, în lapte de pasăre. Foarte interesant, sunt curioasă dacă aia e. Uite, raclete, servită cu cartofi. Foarte fain, să vedem cum sunt. Uite, au friptură pe piatră, nu ții? Piața asta, wow, ce bun! Și fondiu burgunion. Mamă, și asta trebuie să fie senzațional. Și asta fondiu clasic. Mamă, ce au. Și asta e senzațională. E piatră, foarte, foarte fain. Ai ce foame mie. Ce ustensilă. Ce
Patronul dansează de fericire că ne-am oprit la el. A venit supa de ceapă cu brânză gratinată. Din experiență știu că e foarte bună, sper că și asta e la fel. Brânza. ¿Cómo te quiere que yo no sea gordo aquí? Con todo lo que yo como. ¿Eh? Dígame usted. Mamá que yo esté gordo, tanto queso que como aquí. Și o să-i dea drumul și după aia răzuiește așa în parcurile. Și asta e friptura lui Mihai, crudă, pe care o va prăji păprită încins aici. Dar o măsuță de asta așa mică, de pe încăpem și uite câte sunt pe ea. Pune sare și condimente și aprinde. Bum! Și se încinge și pui carnița acolo și se prăjește și mănânci. Hai că avem și treabă. Eu după o zi de mers, aia ne trebuie acum, stăm să gătim. Am face și show. Sunt foarte, foarte simpatici. Potatoes? Poraclete? Poraclete. Oh my god. Ok, I'll hold it. Amazing show! Da, și cartofi, nu am apucat să mănânc la ce s-a întâmplat aici. Look. Și un aperitiv și aia, și aia. This is for raclete. Asta pentru raclete. Mă rog că ne-am mai plimbat și noi prin lume. Doamne, ce spectacol e aici la masă, nici nu putem să mâncăm. Ăștia cântă, dansează. Doamne, ce e aici. Uite, brânza se topește. Și brânza asta topită, raclete, arată senzațional, cu cartofi marinați în ceapă și verdeață. Foarte. Astea sunt boule de neige sau il flottant. Noi în copilărie le spuneam boule de neige. Albuș, bătut cu zahăr, fiert în lapte cu zahăr și cu vanilie. Mamă, cum miroase! Doamne, ce mâncare bună și ce bine ne-am distrat! Patronul super, super om a făcut show, a cântat, a dansat, ne-a distrat și am mâncat atât de mult încât acum am plecat să ne plimbăm prin oraș. Se întorc oamenii acasă de la job. E plin de scutere și de bicicliști. Doamne, dar circulă fără nici o regulă. Au o grămadă de piste de biciclete și cu toate astea nu țin cont de semafor, de treceri de pietoni, de absolut nimic. Deci să circulă într-un mare haos, dragi bicicliști. Degeaba o piste, că nu țin cont de nimic altceva. Asta este un loc foarte frumos de unde se vede podul Alexandru al III-lea și turnul Eiffel. Bulevardul Champs-Élysées cu Arcul de Triumf în portal. Și am ajuns din nou la Louvre, de data asta pe jos. Am vrut să vedem cum se vede zona asta superbă noaptea. Am mâncat cam mult la restaurant, nu-i așa? Da. Da, foarte bun. Doamne, ce show au făcut oamenii ăștia. Le-am luat cartea de vizită și cu siguranță o să mai venim aici. Ei, după ce am mâncat atât de mult, am zis că trebuie să facem puțină mișcare.
la pas prin Paris. Nu? Da. Ia uite, sunt vânzători ambulanți care vând turnul Eiffel. Ăsta sclipicios, chicios. Dar cred că sunt mulți turiști care cumpără. Că dacă n-ar cumpăra, n-ar sta aici să vândă. Ia uite și piramida de la Louvre, ce faină e. Ce frumos se vede. M-am gândit eu că o să fie frumos aici seara. N-am fost niciodată seara, numai ziua. Super e. Și fântânile sunt pornite. E așa de călduț și de bine și de plăcut. Foarte frumos. Mai sunt pe aici, pe acolo, câte unul, doi turiști care, așa ca și noi, au venit să vadă cum se vede aici noaptea. Foarte frumos se vede. Super, super. Sunt și perechi de îndrăgostiți care își fac poze, fel de fel de poze, ce fain e. Și sirene, frate, dacă n-au sunat sirenele în Paris, de dimineață până seara. E și lună plină, foarte faină. De data asta nu vom vizita muzeul, pentru că nu avem timp. Avem atât de multe de făcut și de văzut, iar muzeul acesta necesită cel puțin 4-5 zile. Și aia, văzându-l așa, în fugă. Trebuie să vii aici, serios, zile întregi la rând, de dimineață până seara, și să te bucuri de el. Tura asta n-avem timp. Construcția aceasta din sticlă și metal este piramida de la Muzeul Louvre. Ea reprezintă o îmbinare între antic și modern și este un simbol exploatat și în celebra carte Codului Da Vinci, scrisă de Dan Brown. Această piramidă este intrarea principală în Muzeul Louvre. Inițiativa care a dus la construirea ei aparține președintelui François Mitterrand. Piramida are o înălțime de 21 de metri și a fost inaugurată în anul 1989. Parisul are o suprafață de 105 km pătrați și este un oraș care are mult de oferit. Locuri pline de farmec în care să te pierzi în mulțime sau monumente incredibile care decorează capitala. Francezii își iubesc limba și se vor bucura dacă la începutul conversației veți pronunța formula de salut cu accent franțuzesc. Se vor împrieteni imediat cu voi și în acest fel conversația va fi mult mai plăcută. Uite ăla, cred că e autobuzul nostru. Da, mergem la hotel. Fac un ceai, descarc filmele și som. Dacă am ajuns la hotel. Liftul ăsta mare. Liftul de persoană. Sunt gebuta, că nu căpă. Liftul de persoană jumate. Ți-a plăcut azi? Superb. Frumos oraș, Parisul. Așa am auzit și eu. Mergem la sol. Noapte bună.